pot fi sustrase informațiile financiare de pe telefonul mobil, având în vedere că aplicațiile bancare înlocuiesc cardurile clasice? Telefoanele mobile, așa cum sunt ele stock, adică cu sistemul de operare instalat de producători sau updatat la zi cu soft de la producători, cu aplicațiile bancare tot așa actualizate la zi, nu prezintă niciun fel de risc de securitate. Fiindcă toate aplicațiile bancare, dacă ați observat, au blocat opțiunea de screen, de capturare de ecran, tocmai din cauza că această captură de ecran se poate face din alte aplicații care rulează, atunci captura de ecran este blocată. Nu puteți să faceți captură de ecran de pe aplicația bancară, în sensul să trimiteți cuiva ceva din aplicația respectivă. Așa încât există posibilitatea doar dacă folosiți sisteme de operare care nu sunt oficiale, descărcate de cine știe de pe unde, de pe internet, dar acolo nu vă funcționează aplicația bancară. Deci cei de la băncile, cel puțin în România, sunt bănci care au echipe de IT, de securitate, care au câteva sute de persoane. Știu ce fac, deci lucrurile nu... Și nu cred că ați auzit în spațiu public informații că au fost sustrași bani cuiva. Deci suntem în siguranță din punctul acesta de vedere, atâta vreme cât folosim aplicări... Tot oficial, tot ok, adică nu... Dacă ați auzit pe media și ați văzut oameni care au pierdut bani și le-au fost sparte conturile, sparte între ghilimele, lucrurile s-au întâmplat nu din telefon. Adică ei și-au introdus cardul bancar undeva pe un site și asta e o metodă foarte ușoară prin care poți pierde toți banii din cont. Introduci cardul bancar undeva pe un site dubios și îți iau banii. Se poate contesta, dar e complicat. Dacă site-ul respectiv e dintr-o țară mai îndepărtată, mai greu de recupera banii. Sunt foarte multe site-uri care folosesc acest sistem de plată, adică să plătești cu cardul, să ne ferim, spuneți dumneavoastră. Nu. Nu ne ferim. Nu ne ferim. Ideea este să nu introducem datele cardului pe site-uri dubioase. Aici e problema. Cum depistez că acel site este dubios? Prima metodă pe care recunosc că o folosesc și eu, nu-i prea prietenoasă cu mediul, plătim ramburs. Primim coletul la Easybox sau la curier și plătim la curier. Și nu dau datele cardului nimănui. La ce pericole ne expunem când ne conectăm telefoanele sau laptopurile la rețele de Wi-Fi gratuite? Merg în restaurant, nu vreau să folosesc internetul pe care îl plătesc eu, vreau să plătească altcineva internetul. Dacă acel Wi-Fi este configurat corect, respectiv utilizatorii sunt izolați, există această opțiune, adică fiecare utilizator este izolat, deci nu poți vedea dacă este un coleg alături cu laptop, cu un folder share, da? Nu poți să-l vezi prin acel Wi-Fi din la restaurant. Lucrurile sunt ok. Dar eu personal nu consider că este un mare risc nici la astea din oraș, din Suceava. Dacă vă conectați, nu e o problemă, configurate corect, nu cred că este un risc. Adică... Dumneavoastră nu cunoașteți niciun caz, nici o persoană care a avut de suferit de pe urma la noi aici în Suceava? Deci în media, nu. Deci în media apar tot felul de povești. Foarte mulți profită de faptul că lumea e curioasă, clickbait, da, hai să citim că cineva... Dar tot așa, un laptop configurat corect, nu ai nicio problemă, nu. Există posibilitatea de a te conecta la așa numitele VPN, Virtual Private Network, care criptează datele între tine și un server. Dar iarăși trebuie să ai certitudinea că serverul respectiv la care te conectezi nu este el însuși un pericol. Sunt servicii care costă foarte puțin, dar sunt unele servicii care sunt oferite de firme serioase. Nu... Eu personal folosesc acum Kaspersky, chiar dacă e făcut în Rusia, oficialii din România au interzis utilizarea în sistemul public, americanii au interzis acum vreo, cred că sunt 6 luni, dar antivirusul e ok, dar orice antivirus, chiar și Bitdefender-ul, nu oferă toți VPN, deci te poți conecta și atunci faci un soi de bypass la dacă ar fi probleme de securitate pe access point-ul la care te conectezi. Dar, oricum, chiar și fără chestiunile astea, toate site-urile comunică prin protocol HTTPS. S vine la secure.
și Google-ul, și Facebook-ul, și LinkedIn, și Instagram-ul, și Snapchat, toate. Așa încât traficul între calculatorul tău și serverul de la distanță este criptat. Cine se interpune ar trebui să decripteze traficul ăsta. E complicat. Da, au fost vremuri în care, în anii 2000, când Yahoo, de exemplu, nu folosea HTTPS. Și atunci cei care erau conectați în rețele, dacă erau cum era rețeaua în Suceava a unei firme, nu dăm numele, eram și eu conectat acolo, în rețeaua respectivă, și un student îmi zice la laborator, domn profesor, am văzut ce ați vorbit cu nu știu care student aseară, pe internet. Zic, bun, și ce ai vorbit, despre ce vorbeam? Păi vorbeați despre proiectul de licență. Ok, zic, și știi că e faptă penală? Nu. Ei, ai aflat acum. Dar era vina celor de la Yahoo că nu criptau. Nici băncile din Statele Unite nu foloseau HTTPS până acum câțiva ani. Fiindcă nu își punea nimeni problema să, că cineva interceptează traficul. Și... Dar acum problema s-a rezolvat, fiindcă cei de la Google au obligat toți providerii să... și toți cei care au pagini web să folosească protocolul HTTPS. Dacă vă uitați, cei care folosesc protocoale mai vechi, Google Chrome nici nu se mai conectează. Te avertizează că protocolul este vechi și nu-ți dă voie să vizitezi site-ul. Ce metode informatice sunt folosite pentru a ne determina să ne transferăm datele cu caracter personal? Vă întreb pentru că acum este o vânătoare de date cu caracter personal. Ce înțelegeți prin date cu caracter personal? Deci aici lucrurile iar sunt foarte largi. A apărut acest GDPR care toată lumea îl implementează. Nu știi ce înseamnă date cu caracter personal, vorbim ce? Vârsta? Contul, ce anume? Contul bancar, de exemplu, sau contul bancar din cartea de identitate. Da, alea la noi nu prea sunt pericole de genul ăsta, că dacă la un moment dat datele de pe cartea de identitate, ele pot fi folosite la ce? Suni la bancă, spui că ți-ai pierdut parola, da, să poți face un experiment. Da. Nu cred că aflați parola contului. Eu vă dau buletinul meu și vă arăt că nu aflați parola contului. Adică cei de la bancă nu vă spun. Ideea este că sunt persoane care se plâng că deseori sunt păcălite de diferite aplicații pentru a-și completa propriile date în respectivele aplicații. Corect, asta da. Dacă le completezi tu, deja e vina ta, e răspunderea ta. Nu este, adică are și cel care colectează informațiile astea o răspundere penală chiar. Dar dacă tu introduci datele sau cum sunt poveștile astea de care circulă pe OLX când vrei să cumperi un chilipir, și îți spune, domnule, dă-mi, spune-mi, te rog, nu contul, userul și parola de la contul bancar, că îți trimite niște bani acolo. Sau dăm datele cardului, seria cardului. Păi n-ai nevoie de seria cardului ca să-mi trimiți bani. Ca să-ți trimit eu bani. Deci așa-i păcălește. Spune, domnule, dăm datele de pe card ca să știu că-mi trimiți tu bani. Nu merge. Nu funcționează așa. Trebuie să ne bazăm mai mult pe logică? E foarte greu. Trebuie un pic de ecuație. Deci trebuie să fii atent la ceea ce faci acolo. În general, să mergi pe a specula, se cheamă inginerie socială, până la urmă. În sensul în care omul vrea să cumpere un telefon 14, da, cu 500 de dolari. E clar că nu poate fi adevărat. Deci acolo e o problemă. Dacă te-ai apucat să intri în corespondență cu cetățeanul respectiv, deja ai pierdut lupta. Deci, nu. El te contactează pe WhatsApp. Am dat exemplul OLX. OLX-ul spune, nu lua legătura cu vânzătorul decât prin intermediul aplicației, nu pe WhatsApp, nu la telefon, nu pe SMS, nu pe aia. Când te-au preluat pe WhatsApp, deja... E un semn că trebuie să te oprești. E la fraudă. E fraudă, sigur. Dar românii sunt specializați în chestiunea asta. Din Râmnicu Vâlcea doar era și a fost o emisiune cu cei care păcăleau de la Râmnicu Vâlcea pe americani. Apropos, iPhone-ul, cu mulți ani în urmă, îi puneau anunțuri pe site-uri americane și spuneau, vând 10 telefoane iPhone. Era iPhone 6, cred că atunci. Americanul îi trimitea banii, telefoanele nu mai veneau. Sau primeau... S-a întâmplat la noi. Da. O piatră în loc de telefon. Acum, în ultima perioadă, am umblat cu pachetul de unt.
că avea greutate comparabilă, 100 de grame era exact... Dar românii au vândut în Statele Unite inclusiv șalupe, iahturi, din Râmnicu Vâlcea. Adică ei nu știau cum arată un iaht. Dar îl vindeau în Statele Unite și le trimiteau bani. Acum cred că s-a oprit. Nu cred că mai pun nici americanii cuplează la chestiuni de genul. Eu mai și adunat ăștia noștri. Adică nu era nu știu ce chestiune de hacking. Era o păcăleală, pur și simplu. La ce se referă metoda aceasta phishing? Tot auzim în ultima perioadă la televizor și în celelalte medii. Păi creez o pagină care seamănă cu o pagină legitimă. Adică e ușor să creezi o pagină, este la îndemâna oricui, durează câteva minute. Poți cumpăra un domeniu care să semene cu domeniul băncii, adică în loc să fie btrl.ro, este btrl-romania.com și faci post ținta celor mai multe atacuri de genul ăsta. Și ANAF-ul recent? ANAF-ul, nu știu ce să le facă la ANAF, că la ANAF trebuie să dai bani, nu să iei. A apărut acum recent. Da, da, eu am văzut știrile respective, dar nu comentez. N-am intrat să văd. Ei trimiteau la ANAF, au făcut campanii de transmitere de e-mail-uri care păreau că vin de la ANAF. Și aveau un link unde trebuia să introduci datele cardului și alte minuni, dar nu... Astea cu băncile sunt mult mai credibile. Fiindcă nici sistemul ăsta care e introdus acum la bancă, în sensul că bagi user parolă, după care îți vine un cod pe SMS, se spunea că nu poate fi spart. Dar oamenii au rezolvat și problema asta. Dacă intri pe site-ul respectiv, până se apucă Google-ul, până îl raportează oamenii să-l poată bloca, tu bagi user parolă și hackerii au făcut treaba. Hackerii. Nu sunt hackeri, sunt niște oameni. Ăla nu-i hacking. Așteaptă căsuța și spune, verifică telefonul și introduc codul. Ăla ce face? În momentul când tu ai introdus user parolă pe site-ul lui, la capătul firului este un om care intră pe site-ul legitim al băncii, introduce user parolă cum i-ai pus tu, ți-i vine pe telefon codul pe SMS, îl introduci în pagina lui și îl introduci în pagina băncii după aia. E un proces care durează un picuț, deci nu e instant. Și se rezolvă și așa. Și ce se întâmplă ulterior? Păi el intră în cont. El intră în cont. Intră în cont cu user parolă. Acum, depinde cum e configurat acolo. Dacă el încearcă să-și transfere în contul lui, dacă nu s-a mai făcut operațiune de genul ăsta, că au pus și filtre de genul ăsta, deci dacă trimiți către un cont care n-a mai fost utilizat, te sună de la bancă. Ai început, inițiat un transfer. Îl facem și spui, ce-i transfer? N-am făcut niciun transfer. Deci cam asta e, aici se poate regla. Dar tot înseamnă intervenție umană sau pur și simplu blochează transferul și spune, dacă vrei, sună-ne. Ceva de genul ăsta. Este un mit că Facebook-ul ne ascultă discuțiile. Vă întreb în contextul în care sunt persoane care zic că, domnule, am vorbit în casă cu soțul despre un produs și am primit oferta pe Facebook ulterior. Corect. Foarte corect. Se întâmplă ca Facebook-ul, dar nu doar Facebook-ul, toate aplicațiile sociale, Instagram-ul, Snapchat, tot ce înseamnă aplicații de genul ăsta, utilizează așa numita geolocation. Deci, accesează datele de localizare. Nu trebuie să fie, cineva spunea că trebuie să fie GPS-ul pornit. Nu. Localizarea se poate face inclusiv prin rețelele la care, nu care ești conectat, pe care le vede telefonul în jur. Deci, fără să ai parolă pe rețelele respective, eu am avut un proiect cu niște studenți și reușeam să determinăm locația unui telefon fără să fie GPS-ul pornit. Deci doar din rețelele care erau în jur. Google are mapat absolut tot. Telefonul mobil cu Android, dar și Apple-ul are aceeași poveste. Transmite și te poate localiza în funcție de ce rețele sunt în jur. Wi-Fi, sunt o grămadă. Și relei de telefonie mobilă. Deci cumva sunt mai multe layere suprapuse. Poziționarea este foarte precisă. Ei, și atunci tu când stai lângă cineva care caută, stăm față în față, discutăm despre ceva, Facebook vede că cei doi sunt unul lângă celălalt. Unul din ei caută ceva, vizitează o chestiune. Sunt foarte mari șanse că dacă am petrecut 30 de minute unul lângă celălalt, fizic, să ne intereseze cam aceleași lucruri, fără să ne asculte. Că nu trebuie să te asculte. Noi stăm unul lângă altul, ne detectează că eu am un experiment simplu. Eram, mă rog, la o firmă, acolo mai era încă o doamnă la o firmă care era singură în birou, era o secretară și
Eu nu m-am întâlnit niciodată cu ea. Adică știam cum arată pe stradă, dar nu. Da. Și într-o zi ne-am nimerit, ne-am stat 5 minute de vorbă. Când am deschis Facebook-ul, era sugestie de prietenie. Dar atât am făcut. Deci am stat de vorbă câteva minute. Lucrurile se pot folosi în avantajul nostru. Eu asta fac. Dacă am nevoie să caut ceva pe net, se pierde foarte mult timp cu căutările. Cauți ceva pe Google. Peste două zile intri și vezi reclamă la ce ai căutat. Exact, îți găsești Google-ul. Nu trebuie să... De fapt, îți satisface algoritmii, practic, îți fac nevoie. Sigur, trebuie să vedem lucrurile într-o manieră neagră. Nu, trebuie să profităm de chestiunea asta.